Bienvenue à Invest Motor, émission dédiée à motosport au lieu d'Invest sur série. Centrum Angel. À la tour de mine, il y a Alexandru Ciclovan, spécialiste nostru, și Alexandru Crepelca, care este reprezentantul CS Crepelca Motorsport, cel mai activ club sportiv în motosport din Timișoara. Astăzi o să vorbim mai particular și mai special din viteză în coastă sau viteză pe traseu montan. De multe ori motosport se asemenea cu raliu, iar motosport e mult mai mult decât raliu, este și raliu și Formula 1 și viteză în coastă și îndemânare și off-road și autoslalom, karting și multe altele. Astăzi o să discutăm despre viteză în coastă sau viteză pe traseu montan. Avem un campionat în România, care este un campionat național. Cum este structurat acest campionat, Alex? Campionatul Național de Viteză în Coastă sau Viteză pe Traseu Montan, așa cum l-a știut multă vreme lumea, a avut în sezonul 2017 8 etape programate, dintre care pentru fiecare pilot s-au luat în calcul cele mai bune 7 rezultate, deci N-1 din totalul etapelor. Etapele unde se desfășoară etapele de traseu montan? Mă gândesc că mai mult prin Carpați. Regula în general la o etapă de viteză pe traseu montan sau viteză în coastă, așa cum spuneam, este să închizi un sector de drum asfaltat care se prezintă în condiții bune de rulare, cu o diferență de altitudine între punctul de plecare și punctul de sosire. Așadar, parcursul realizat de către automobiliști este în permanență în urcare. Pantele medii ajung la 8 sau 10%, deci sectoare într-o puternică urcare, iar lungimea unei asemenea traseu în prezent în campionatul național variază între 3 și 5 km. În plan european sau mondial putem vorbi și de segmente de coastă mult mai lungi de atât, dar și în campionatul național au fost mai lungi, momentan sunt între 3 și 5 km, deci un parcurs cam de 1 minut și jumătate, 2 minute, 2 minute și jumătate pentru o urcare. Bun, și cum se prezintă categoriile? Pentru că am înțeles că sunt mai multe grupe, sunt mai multe categorii după cilindri, după modificare la mașină. Cum se face clasamentul? În primul rând avem un clasament general care îi cuprinde pe toți competitorii. Cel mai ușor de înțeles pentru pasionați, pentru oameni cu diverse grade de cunoaștere a fenomenului, este acest clasament general sau clasament open, așa cum se numește. Anul acesta, campionatul național de viteză în coastă a fost deosebit de popular. În total s-a trecut de bariera celor 100 de concurenți. 115 concurenți au fost clasați în ierarhia finală a sezonului, fără a socoti și musafiri ocazionali ai etapelor. Și mai mult decât acest clasament open, în care avem o situație în care decernăm un titlu de campion național absolut sau general, avem mai multe clase, exact așa cum spuneai. Clasele acestea sunt definite de o combinație de litere și cifre. Literele semnifică categoria vehiculului și gradul de modificări permise la respectivele vehicule. Care sunt acele categorii? Cele mai apropiate mașini de cele de stradă sunt mașinile pe care le considerăm de grupa N. Modificările sunt foarte limitate la o mașină de grupă N. Nu poți interveni decât în arii foarte restrânse, de exemplu motorul, care este cea mai importantă componentă la o astfel de mașină, nu are voie să fie schimbat. Sigur, se pot intra în foarte multe detalii legate de ce ai voie și ce nu ai voie la fiecare clasă, dar pe scurt eu aș spune așa: grupa N este cea mai apropiată de producție, de producția de serie. Apoi urmează grupa A, unde avem mașini cu modificări mult mai importante, dar în spiritul manufacturierului respectiv. Și în fine grupa H, grupa cea mai puternică, pe care în jargonul automobiliștilor o numim la liber, unde sunt permise aproape
orice fel de, de modificări, atâta timp cât securitatea este respectată. Deci, ca să recapitulăm, avem trei grupuri. H, A și N. H este la liber, N este cu modificare în limita mașinile de serie și A, mașina este conform cu mașina de serie, cum se modifica? Cum ar fi la suspensie sau ceva de gen? Exact. În plus, mai facem o diferențiere în funcție de cilindree. Pentru fiecare grup? Pentru fiecare dintre aceste grupe, în funcție de capacitatea cilindrică a motorului, vorbim de grupele 1, 2, 3 și 4. Grupa 1 este grupa cu cea mai mică cilindree și apoi tot crește, de la sub 1.6 până la motoare de peste 3000 de centimetri cubi. Desigur, dacă mai intră în calcul și un turbocompresor, există o factorizare pentru echilibrarea performanțelor între mașinile normal aspirate și cele turbo. Și astfel obținem 12 grupe mari. Prin combinarea categoriilor de vehicule N, A și H, cu clasele 1, 2, 3 și 4 în funcție de cilindree. În mod previzibil și total așteptat, cea mai puternică asociere este între clasa H și cilindrea cea mai mare, deci H4 este categoria care a dat 8 din primii 10 în clasamentul general la sfârșitul acestui sezon. A dat și campionul campionatului național de viteză în coastă 2017 în persoana lui Paul Andronic. El pilotează un astfel de model de clasă H4, o mașină deosebit de performantă, deosebit de puternică. O estimăm undeva la 800 de cai, de cai putere și 770 Nm la circa 1000-1020 de kilograme. Vorbim de un prototip deja, de o construcție aparte, dedicată unei astfel de competiții, a cărei preț trece de 100.000 de euro. Am înțeles că pe lângă aceste grupe și aceste clase există și un clasament pentru debutanți, precum și un clasament pentru junior și mai există și un clasa diesel. Deci putem participa la coasta cu o mașină diesel? Nu este o opțiune foarte populară, dar în România a fost o prezență constantă în ultimele sezoane. Mereu au existat și astfel de mașini și nu doar la coastă. Opțiunile diesel există, li se face o categorie aparte și se decernează un titlu de campion în consecință. Revenind la juniori și debutanți, numărul debutanților din acest sezon a fost de 21 în total, un număr care atestă gradul de spectaculozitate și interesul crescut al automobiliștilor români pentru viteză în coastă în particular. 21 chiar mi se pare un număr considerabil. Mariana Andrei a câștigat această categorie în 2017 și coasta rămâne o variantă abordabilă, o variantă care poate fi ieftină la început, la mașini care nu au foarte multe modificări, de altfel debutanților li se și impune să aibă mașini de clasă 1, deci de cilindree mică, fie de grupa N, fie de grupa A, în niciun caz H. Mie mi se pare că federația are grijă prin aceste regulamente să ofere debutanților șansa de a crește, de a se obișnui cu material tot mai puternic, dar nu din primul sezon. Bun. Am auzit foarte mulți nume în comentariul tău. Cine sunt campionii la general anul acesta la coastă? Precum spuneam, disputa în acest sezon la coastă a fost deosebit de pasionantă și nu am avut un favorit cert. Au alternat piloții la victorie, au fost chiar și piloți invitați care au reușit să-și treacă în cont victoriile de etapă și tocmai de aceea s-a ajuns la o situație destul de echilibrată în ceea ce privește clasamentul Open în 2017. Deci să înțelegi că a fost o bătălie foarte mare. Da, a fost o bătălie foarte mare și ceea ce mi-a plăcut în mod deosebit în acest sezon a fost faptul că veneai la etape și nu știai cine va pleca acasă cu victoria la general la respectiva etapă. Nu doar prin prisma piloților, cât și a mașinilor angrenate. Am avut mașini foarte diverse care au câștigat.
Astfel, Paul Andronic, am vorbit deja despre el. El și-a trecut în cont titlul la general cu un Mitsubishi Evo 5 la origine, dar căruia au fost aduse foarte multe modificări, deci îl putem numi aproape un prototip deja. Pe de altă parte, am avut pe poziția secundă în clasamentul general o excepție, o mașină care nu e din categoria H4, am avut un monopost. Un monopost status pilotat de Andrei Dumitrescu. Sigur, avem și o clasă dedicată monoposturilor, dar Andrei Dumitrescu a fost singurul reprezentant, așa că pentru el bătălia cea mare a fost la clasa Open. Câte mașini trebuie să fie prezentă la o clasă ca să se constituie clasă? 5 mașini trebuie să fie în aceeași clasă, iar dacă sunt mai puține, se acordă punctaje parțiale. Am înțeles. În campionatele și naționale. Și atunci, cum nu au fost monopost suficient, s-a clasat decât la Open. Exact. Andrei Dumitrescu nu poate fi considerat campionul clasei D, dar este vicecampionul național la Open și a reușit 2 victorii foarte frumoase, din punctul meu de vedere. Pentru public, această diversitate este esențială, este partea spectacolului, este motivul pentru care lumea vine la coastă. Deci am avut 2 etape câștigate cu un monopost de Andrei Dumitrescu, așa cum spuneam. Pe final de an am avut 2 etape câștigate cu prototipuri dedicate cu Radical SR4, una de către campionul național de raliuri Simone Tempestini și una de către italianul Michele Esposito. Cei doi au folosit așadar prototipuri dedicate Radical. Aceste mașini sunt foarte populare în competițiile de coastă în afara țării și mă bucur că au început să apară și în România. Iar celelalte 4 etape au fost adjudecate de mașini de clasă H4, de mașini carosate, extrem de puternice și foarte diverse ca și construcție. Am înțeles că Invest avem bine cunoscut niște piloti la H4, precum Bogdan Kuzma sau Cornel Gardean. Într-adevăr, Bogdan Kuzma este campionul la titlu, este deținătorul titlului în 2016. El a revenit în campionatul care l-a consacrat și în 2017. A reușit să-și adjudece o etapă și a încheiat la final de an pe poziția a 4-a la general și pe 3 la clasa H4. Deci e la clasa regina. Da, este la clasa regina și a încheiat pe podiumul acestei categorii cu o victorie la prima etapă disputată la Poiana Brașov. Cât despre Cornel Gardean, și el a revenit în campionatul care l-a consacrat și în care este iubit de mulți fani și s-a clasat în top 10, a încheiat sezonul pe poziția 7 la general și pe 6 la H4 și a terminat pe podium 2 etape la Sinaia și la Câmpul Muscel, a încheiat pe poziția 3-a la general. Deci niște rezultate foarte bune pentru Cornel Gardean și Subaru-ul său. Dintre piloții noștri avem și un campion la clasa H1, deci la clasa fără modificare, la cilindrimic, care se cheamă Marius Nopșa. Marius Nopșa e de la clubul dumneavoastră. Deci cum s-a desfășurat, cum a ajuns campion la clasa H1? Cu foarte multă muncă și foarte multă investiție am reușit să punem la punct o mașină. Am avut foarte puțin timp la dispoziție, deci mașina a fost achiziționată în februarie și am avut 3 luni la dispoziție să o punem la punct. Ce înseamnă să punem la punct? Ce i-ați făcut la mașina aia? În primul rând o revizie generală. Mașina a fost de circuit, a trebuit să-i mai facem puține adaptări pentru a corespunde campionatului național de viteză în coastă. Și foarte mult am lucrat la mărirea performanței, pentru că motorul a fost un motor de serie, deci mașina a avut modificările de securitate și
de stabilitate, să spunem așa, suspensii, frâne modificate, însă puterea și transmisia au rămas de serie sau foarte apropiate celor de serie și clasa H1, în special grupa H, este o grupă foarte puternică, deci toate mașinile care participă la această grupă au modificări majore, chiar duse către extrem. Multe dintre aceste modificări fac ca fiabilitatea să scadă foarte mult și de aceea apar foarte multe abandonuri la această grupă. Se investesc foarte mulți bani pentru mărirea performanțelor la aceste mașini de la grupa H și de aceea am fost obligați să investim și noi și să muncim foarte mult la creșterile performanței în mașini. Câte etape a câștigat Marius Nopșa anul ăsta? Cu cine a fost în bătaie la campionatul H1? Bătaia a fost cu Vasilache din Iași. Campion în titlu. Campion în titlu, da. Care a avut atuul de a cunoaște mai bine traseele. Mașina era deja mult mai pregătită din start, de la primele etape, mașina lui Vasilache, lui Claudiu Vasilache, a fost mult mai pregătită. Și normal, primele etape au fost în favoarea lui Vasilache. Noi am început campionatul cu mașina, pot să spun, semi-pregătită, dar din lipsă de timp am fost nevoiți să începem așa campionatul și pe parcurs de la etapă la etapă am tot adus îmbunătățiri care bineînțeles s-au văzut și în rezultate. Deci putem zice că a început Marius Nopșa campionat cu mașină semi-pregătit și de la etapă la etapă ați mai adus îmbunătățiri în așa fel încât la sfârșit să ia el locul 1 și să le lasă pe ceilalți în urmă. La o strânsă luptă, deci locul întâi s-a stabilit la ultima etapă, deci a fost foarte strânsă lupta, dar ce vreau să scot în evidență, primele etape majoritatea au fost câștigate de către campionul la titlu, de Vasilache, cunoscând foarte bine traseele, având mașina mult mai pregătită din start, dar de la etapă la etapă, cu cât am umblat la modificări și la creșterea performanței mașinii, am început să ne apropiem, să vedea de la etapă la etapă și la mijlocul campionatului, deja lupta a fost de la egal la egal, iar ultimele etape în majoritate deja au fost câștigate de către Nopcea, de către sportivul clubului nostru. Și de aceea spun că lupta a fost foarte strânsă. Deci foarte strânsă. Okay. La 2-3 puncte au fost diferența nu la ultima etapă. Câte puncte se atribui, Alex, câștigătorului pentru etapă la o categorie? Depinde de situație, avem categorii în care se dau 30 de puncte la învingător, 25, contează și dacă s-a constituit clasa sau au fost mai puțini participanți. Din nou vreau să revin asupra unui detaliu pe care l-am precizat și anterior. Fiecare pilot are în campionatul național de viteză în coastă, putem considera că are un joker. Își permite, așa cum spunea și domnul Crepelca, fie un abandon tehnic, deoarece acestea sunt frecvente, fie o neparticipare, dacă rațiunile de buget primează, se iau în calcul doar 7 rezultate din totalul 8. De 8. Din Vestul Star îl mai avem pe Adrian Maduța, care am înțeles că el concurează la categoria diesel. Da, tot de la clubul dumneavoastră. Cu ce mașină concurează? Aș vrea să fac la colegul meu, Alex, cu punctele, ai întrebat de puncte. Numărul maxim de puncte care se poate obține la o etapă este 25, da. Dar câștigând și antrenamentele cronometrate care sunt punctate, se pot primi 5 puncte locul 1,
3 puncte locul 2 și 2 puncte locul 3 și astfel se poate ajunge la 30 de puncte. Deci numărul de puncte maxim este 25, locul 1, 18 locul 2, 15 locul 3, 12 locul 4, 10, 8, 6. Deci exact ca la Formula 1. Am înțeles. Sistemul de punctaj FIA. Bun. Da, diferența e că noi mergem mult mai repede. Revenim la Adrian Manuța. Adrian Manuța se dă la clasa diesel. Cu ce mașină se dă? El și-a pregătit de mult timp un Peugeot 306 HDI, care teoretic ar trebui să aibă în jur de 270-280 de cai. E foarte mult. Foarte mult și în jur de 500-550 de newton. Deci este o mașină foarte performantă dacă este în parametri. Însă și-a construit-o singur, prin experiențe, prin încercări, prin fel de fel de adaptări și modificări. Și nu a fost în parametri de la început. La început de tot, când a început să vină în campionat, nici n-a fost gata de start mașina. Trei etape i-am oferit eu mașina Golf 1 Morcovu. TDI, Morcovu, cum îi spune, că e portocalie și de aia are porecla Morcovu. Deci am dat-o eu primele etape pentru a nu pierde punctele. Până își pune el mașina la punct. Este mașina cu care în 2016 am participat eu tot la clasa diesel. Am reușit să obțin locul 3 atunci la clasa diesel cu mașina respectivă, deși am avut foarte multe probleme. Și el a avut probleme, deci mașinile foarte puternice tot timpul sunt cu probleme. Mă înțeles. Deci Adrian Manuța a avut un sezon mai caotic din cauza pregătirilor tehnice. Da, ultimele trei etape sau patru, nu știu exact acum, începând de la de după Sinaia, da, patru etape, a venit cu mașina lui, cu Peugeot-ul, însă nu a reușit să aducă mașina în parametri optim și cu toate acestea a reușit să și câștige etapa de la Sinaia. Ajutat probabil și de condițiile meteo puțin. A început ploaia și unii sportivi au urcat pe ploaie torențială, unii pe ud și foarte puțin pe uscat. El n-a urcat pe uscat, dar puțin ajutat de condițiile meteo și cu puțină strategie și cu o alegere bună a anvelopelor, una peste alta a reușit să se claseze foarte bine, a adunat puncte la fiecare etapă la care a participat și astfel a reușit să termine campionatul pe locul 3 la clasa diesel. Ceea ce este un rezultat foarte, foarte bun la nivel național. Ținând cont că este și primul an în care participă în acest campionat. Bravo lui! Am înțeles că ați mai promovat și două debutanți anul acesta? Teodorescu, 3. Teodorescu, Nastasia și? Și Dodo, Moise, Ionuț. Am înțeles. Cu ce mașini s-au dat? Unde s-au dat și cu ce mașine? Au început să vină de la Sinaia, de la etapa de la Sinaia, care este etapa de mijloc. Un debutant trebuie să participe la patru etape ca să-și facă debutanția și astfel în anul următor poate să treacă la orice clasă care dorește el. Deci ca și debutant trebuie neapărat să fie la grupa 1, la clasa 1. La clasa 1, indiferent poate de grup. Poate să fie, da. Deci pentru a puncta la debutanți trebuie să fie la grupa N sau A. S-a făcut derogare sau s-a permis și în 2017 și am înțeles că și în 2018 se va permite participarea și la grupa H1, dar fără a puncta la debutanți. Deci doar îți dă posibilitatea să participi, dar nu să punctezi la debutanți. Am înțeles.
O etapă de coast, totuși, cum se pregătește, ce înseamnă un weekend de coast? Când începe etapa de coast? Încep marți, încep miercuri, încep joi, încep vineri, că de multe ori este sâmbătă pe duminică etapele. Fizic, plecăm de miercuri sau de joi, dacă concursul e sâmbătă sau sâmbătă și duminică. Bun, și ajungeți joi în locația și ce se întâmplă acolo? În prima zi sunt, am înțeles că sunt recunoaștere de la liber. Recunoaștere poți să le faci oricând. Dar cu cât cunoști mai puțin coasta, cu cât ai mai puțină experiență pe traseul respectiv, cu atâta trebuie să mergi mai din timp ca să reușești să cunoști acea coastă. Diferența dintre coastă și viteză în coastă și raliu, chiar aici este diferența. Raliurile sunt competiții de distanțe mult mai lungi, dar unde nu se merge maxim pe toate traseele, deoarece se merge după dictare. Pe când la coastă sunt trasee scurte, cum a spus și colegul, 3-5 km, au fost și de 7 km la Poiana, da. Și fiind trasee mult mai scurte, care se pot memora, nici nu avem copilot, deci se memorează de către pilot și practic știi fiecare viraj, fiecare denivelare, știi tot și de aceea poți să mergi la maximul cât îți permite materialul de concurs și deci experiență. Să înțelegi că viteză în coast este un pilotaj mult mai precis și mult mai la limită decât la raliu. Da, putem spune și treaba asta. Iar cum puteți să memorați un trasee de 5 km așa pe de os? Câte recunoaștere trebuie să faceți cu mașina de stradă? De exemplu, în 2016, când am fost de multe ori pe coaste pe care am participat prima oară, mergeam cu două zile înainte. Așa, la prima vedere, spui că este ușor să memorezi un traseu de coastă. Pentru un șofer de zi cu zi, poate pare ușor, pentru că ai între 15 și 20 de viraje, să zicem 25 de viraje, care poate într-o oră, două le poți memora. Dar le poți memora la nivelul de urmează un viraj la stânga, după aia unul la dreapta. Nu. Aici apare diferența de competitivitate. Trebuie să iei cu viteza maxim posibilă virajul respectiv și de aceea trebuie să-l cunoști foarte bine. Dacă virajul închide sau deschide, dacă sunt denivelări, dacă se poate tăia virajul, dacă alunecă, dacă e asfaltul nete, deci sunt foarte multe necunoscute pe care trebuie să le înveți foarte bine pentru a putea intra la limită în acel viraj. Numai așa poți să câștigi secunde față de adversarul tău care poate Bun. Cunoaște mai bine. Și totuși, de câte ori urcați cu mașina de strat ca să învățați un traseu? Se urcă de 5 ori, se urcă de 20 de ori, se urcă de 100 ori? Asta depinde foarte mult de experiența pilotului, cu cât poate să reține mai ușor anumite aspecte specifice. Contează foarte mult de dificultatea traseului, cât este de virajat. De exemplu, sunt trasee cu paliere de viteză mai lungi și atunci sunt mai puține viraje. Deci, alea sunt mai ușor de învățat. Da? Și depinde foarte mult și de complexitatea și de capcanele pe care le poate avea anumite trasee. Deci unele viraje chiar sunt foarte greu de memorat sau de testat, pentru că la recunoașteri nu avem voie să mergem cu viteză, se merge cu mașina de stradă la recunoaștere. Și pe un drum deschis. Pe un drum deschis, deci nu poți să tai virajele, să vezi trasa ideală, nu poți să mergi cu viteză ca și în competiție, pentru că trebuie să păstrezi viteza
și atunci, legală de circulație. Și atunci, recunoașterea cu mașinile de stradă sunt decât pentru pilot ca să-și memoreze traseul și virajele. Exact. După care încep concursul. A doua zi sau a treia zi. În concursuri o să ai recunoașterile cu circulația închisă, o să ai antrenamente cronometrate și acolo, practic, poți să testezi cât de tare poți să tai virajul, cât trebuie să frânezi și problemele specifice. Câte ocară cu mașina de concurs se face la o etapă? Teoretic 10, dintre care minim 8. Am înțeles. În funcție de numărul de sportivi, de întreruperi, de... Și sunt două manșe la desfășurarea concursului, manșa 1, manșa 2. Cum e? Cel mai bun timp, cea mai bună manșă se ia în considerare sau se adune? Sau cum e? Timpii se cumulează de câțiva ani începând. Până acum câțiva ani, se lua manșa cea mai bună, dar s-a restructurat modul de desfășurare a competiției și se cumulează cele două manșe. M-ați întrebat mai înainte, chiar acum mi-am amintit, câte urcări trebuie să facem pentru a memora un traseu. Acum mi-am amintit cu plăcere când am început în 2006 să merg la primele VTM-uri, așa se numeau atunci VTM-uri, cele organizate de către ACR se numesc VTM-uri, cele organizate de federație se numesc viteză în costă. Prima etapă de la Rânca, la care am mers la un VTM, am făcut atâtea recunoașteri, o zi întreagă, am fost atât de obosit, de-abia mai stăteam pe picioare, m-am uitat, chiar am pus pe zero kilometrajul mașinii, am făcut 350 de kilometri. Chiar am zis, atâtea recunoașteri am făcut că ajungeam deja la Timișoara. Deci, de la Rânca la Timișoara sunt 300 de kilometri și atâtea recunoașteri am făcut în ziua... Deci am mers numai pe serpentine, sus, jos, sus, jos, 350 de kilometri. Și a fost cu folos? A fost cu folos, bineînțeles. Deci e foarte important să cunoști cât mai bine traseul, pentru că mergându-se la limită și cu viteze foarte mari, o greșeală, o ezitare, orice problemă de genul ăsta poate să te coste foarte mult, să ieși în decor, să distrugi mașina sau se pot întâmpla și fel de fel de nenorociri, bineînțeles. Bineînțeles, aia a fost prima oară când am fost la coasta respectivă. Este și o coastă lungă, de 5 km. Uh-huh. A doua oară, de exemplu, când am mers, am făcut în jur de 200 de km recunoașteri. Dacă mergi deja a treia, a patra oară pe o coastă, suficient 10-15 urcări sau depinde de complexitate. Ca să recapitulăm un pic, deci avem recunoașterile o zi sau două, după cum cunoaștem traseul și așa mai departe. Da, structura după care începe concurs, unde avem 10 urcări, dintre care 8 obligatorii. Înseamnă mai 4 recunoaștere cu mașina de concurs, 2 antrenamente cronometrate și 2 manși care se adune. Sunt 5 recunoașteri, 3 antrenamente. 6 recunoașteri sunt. 6? Da. 6 recunoașteri, 2 antrenamente cronometrate și 2 manșe de concurs. Care se adună? Care se adună. Am înțeles. Și recunoașterile sunt 4 în prima zi. Da. 4 recunoașteri libere, unde practic atunci începi să simți mașina. Să simți virajele, să simți mașina, cum se comportă, că tu cunoști traseul la o viteză de 80-90 de km pe oră și aici poate în concurs mergi cu 170 pe același viraj, deci dublu. Și practic ai 4 recunoașteri, 4 urcări de recunoaștere, după aia vin antrenamentele cronometrate care contează și pentru ordinea de start și bineînțeles pentru adunarea celor 5 puncte care am spus mai înainte, dacă câștigi clasa, primești 5 puncte ca timp, locul 2, 3 puncte, locul 3, 2 puncte. Și atunci sunt și ăla important, dacă te bat cu minopșa la campionat, exact. E foarte important. Iar în ziua a doua, sunt dimineața 2 recunoașteri ca să-ți reintri în formă, după care automat cele 2 manșe de concurs. Și ca să evaluezi condițiile care poate s-au schimbat peste noapte. Bineînțeles, da.
Bun, și atunci când mergeți la coas, mergeți cu Marius Nopcea, mergeți cu Adrian Maduța, cu Mai Slavoski, cu Teodorescu, cu Nastația, dumneavoastră mai sunteți și dumneavoastră pilot, că n-am vorbit despre dumneavoastră. Cum faceți? Adică, ce înseamnă echipa tehnică? Cine face strategie? Cum oteriți? Ce cauciucuri? Mergeți tare, mergeți încet, mergeți... Cine oterește asta? Fiecare pilot în parte sau dumneavoastră le dați sfaturi? Sau... Cum se întâmplă? Piloții cu experiență știu să-și aleagă singur deja cauciucurile, strategiile, să-și pună la punct anumite probleme care pot apărea pe parcurs. Bineînțeles că noi, fiind o echipă, discutăm cine... Chiar dacă este un pilot mai experimentat, cum este Nopcea, discutăm anumite probleme, ne sfătuim la unele etape chiar am pus camere de filmare, la ultimele etape când lupta a început să fie strânsă, am pus camere on board ca să analizăm unde poate să mai... să meargă mai tare, unde să freneze mai târziu, ca să putem să obținem un timp cât mai bun. Am încercat să eliminăm greșelile și să, eventual, dacă tot nu era suficient, comparând timpii cu adversarii, că în antrenamentele cronometrate am pus camerele, deci așa, încercam chiar să aplicăm să abordăm altfel anumite viraje sau anumite trase sau pentru a obține zecimile de secunde necesare pentru... Am înțeles. Dar dumneavoastră ca pilot, adică vous sunteți pilot, aveți timp să mai și manageriați sau așa o echipă? E un avantaj, e un avantaj de a fi pilot pentru că cunoașteți trase mai e bine? E foarte mare avantaj. Adică pe de o parte e un foarte mare avantaj că poți să dai la cald sfaturile și soluțiile optime, că ai mers și tu pe acolo și știi exact despre ce e vorba. În schimb, dezavantajul este că nu mă pot ocupa în totalitate de toate problemele de management a echipei. De logistică, exact. Ideal ar fi să pot sta pe traseu ca să văd live cum pilotează, unde greșește, unde frânează, unde... Deci din înregistrare poți să-ți dai seama aproximativ, dar nu... Deci dacă aș sta pe traseu, sau dacă am avea în anumite puncte de pe traseu oameni, ca să chiar să și filmeze și să vedem exact, ar fi mult mai bine, dar probabil pe viitor vom încerca și treaba asta. Și acum ca o glumă, când eram mic m-am uitat foarte mult la filmele cu Sergiu Nicolaescu. Deci el era și regizor, și actor, și scenarist, și cascador, și... Sunt și pilot, și mecanic, și preparator, și... antrenor și toate în echipă. Și cascador. pentru anul viitor, ce proiect aveți la coasta? Cu câte piloți o să mergeți? Cu ce fel de mașini? Continuați, de exemplu, cu Marius Nopcea, continuați la ajun? Schimbați categorii? Schimbați mașina? Este încă prematur să fac astfel de afirmații. Nu știm încă bugetul pe care îl avem la dispoziție. Și în 2017 bugetul a fost puțin mai sărac decât ne așteptam. Totuși am început și am terminat cu rezultate pe care nici nu ni le închipuiam. Și bineînțeles, acum așteptăm până la începutul anului viitor să vedem pe ce bani ne putem baza, că este un sport... unul dintre cele mai scumpe sporturi și fără buget nu putem să facem mare lucru. Bineînțeles, dacă bugetul va fi sub necesitate sau sub așteptări,
clubul tot va participa, însă la un nivel probabil mai scăzut și cu mai puțini sportivi. Am înțeles. Dar la ce categorie v-ați gândit? Dacă ați avea buget, la ce, la ce, ce doriți să faceți? Să schimbați categorie, să mergeți mai la H2, la H3, la H4? Deci ca să schimbăm clasa sau categoria la care participăm, înseamnă un alt material de concurs. Deci cu mașinile care le avem noi acum, nu avem cum să mergem la o clasă superioară. Ar fi un obiectiv al clubului? Nu neapărat. Obiectivul clubului este perfecționarea materialului de competiție actual, care este la un nivel peste mediu, pot să spun, dar nu este la nivel maxim. Deci este un material performant, dar undeva la 3 sferi din maximul materialului de concurs ce se află în competiție. Deci este la se mai poate umbla la performanță, da. Și ca să schimbăm categoria este foarte complicat, că trebuie să o luăm practic de la început. Altă mașină, iar încep să vezi ce mai trebuie făcut, la ce nivel sunt adversarii, așa măcar adversarii în mare măsură îi cunoaștem. Materialul de concurs într-un procent foarte mare, să zic undeva la 70-80%, este același. Bineînțeles apar mașini noi, dar în mare parte sunt cele de anul trecut, care bineînțeles în funcție de buget vor fi și ele îmbunătățite și modificate, dar cam știm despre ce e vorba. Ca să schimbăm clasa este foarte costisitor și riscant chiar. Deci ar putea ca primul sezon competițional să fie de sacrificiu, până vezi la ce nivel te afli, ce mai trebuie făcut la mașină, care este... Cum faci un pilot să intri în clubul dumneavoastră? Cineva care vrea să devină pilot și vrea să vină la Crepelca Motorsport. Ce trebuie să fac? Ce trebuie să aibă? Este un lucru foarte complicat, aș putea spune în ghilimele, bineînțeles, că trebuie să fac o cerere. Și după aceea poate să intre cu în acest club, bineînțeles. Dar cu ce trebuie să vin? Trebuie să vin cu echipa mecanică? Trebuie să vin cu material de concurs? Trebuie să vin cu ce? Depinde de ceea ce dorește să facă. Pentru la coastă? Pentru la coastă trebuie în primul rând să aibă un buget propriu. Deci clubul îl pot ajuta, dar nu îl pot susține. Poate ajuta, are de 3 ani consecutiv a primit finanțări, are sponsorizări din mediul privat, dar nu suficiente, deci banii nu sunt suficienți pentru întregului buget. Exact, nu sunt suficienți pentru toți sportivii din club să participe în toate competițiile la care își doresc ei. De aceea, în funcție de priorități, încercăm să și canalizăm bugetul ca să fie cât mai eficient, că deoarece trebuie să obținem și rezultate. Deci ne obținem rezultate, nu ne îndeplinim obiectivele și riscăm să pierdem finanțările pe care le-am primit de an la rând. Deci de aia, în primul rând, deci scopul, obiectivul principal este îndeplinirea obiectivelor și obținerea de rezultate cât mai importante. Și de aceea, revin acum puțin, mă scuzați că vă întrerup, sportivii care au experiență și sunt capabili să obțină rezultate pentru club, vor fi ajutați. Nu în totalitate, dar cu cât rezultatele obținute de sportivi sunt mai valoroase, cu atât și ajutorul este mai consistent. Nu putem să ajutăm, normal că nu putem să ajutăm toți sportivii care își doresc să participe la un concurs. Cred că doritori sunt sute sau mii care ar dori să participe la un concurs. Dar trebuie să înceapă cu competiții de nivel mai mic, unde și costurile sunt mai mici și cerințele sunt mai mici. Deci nu toți, mulți vor direct la campionate naționale, nu. Și la campionat național când te duci, trebuie să iei
de jos, să mergi low cost, cum ar veni. Este un sport în care se investesc foarte mulți bani și este greu de la prima participare să și câștigi. Deci trebuie luat progresiv. S-a întâmplat totuși, având o experiență de la altfel de competiții și fiind foarte ușor adaptabil sportivul, ca de la din primul sezon să obțină rezultate deosebite. Cum a fost, de exemplu, și Nopcea. Deci, Nopcea în al doilea an a ieșit campion și în primul an a fost pe locul 3 și la debutanți și la, și la clasă. Deci, a început puternic din, din primul an. Și care era background-ul său? El a participat foarte mult și el la CR-ul și la concursurile de VTM-ul. A avut experiență în viteză în coastă și scopul a fost să obținem podium, nu neapărat de campionat, podiumul de etapă. Și totuși, în primul an, în prima participare, a reușit locul 3 la H1 și locul 3 la debutanți, deci peste așteptări. Acum, în 2017, campion. ne-am propus măcar să păstrăm locul 3 la clasă, nemai fiind debutant. Visam la un loc 2 și ca o mană cerească a reușit să iasă chiar campion. Foarte bine, bravo, felicitări. Deci o ascensiune foarte puternică, dar și cu foarte multă implicare, cu foarte multe investiții în mașini. Și pentru 2018 ne-am propus un alt set de investiții care să ridice performanța mașinii. Problema este că mașina odată ajunsă la un anumit nivel de performanță, se investesc, investiția crește exponențial, pe când performanțele mașinii foarte puțin cresc. Deci când se ajunge la un anumit punct, trebuie să investești foarte mult pentru a mai obține puțin cai sau... Este exact ca și să fac acum o paralelă, să înțeleagă lumea despre ce vorbesc. Este ca și la un concurs de atletism. De exemplu, ca să alergi 100 de metri în 10 secunde, dau un exemplu acum, nu știu exact care sunt timpii acolo, e destul de ușor. Dacă te mai antrenezi un pic, faci 9 secunde. Dacă te mai antrenezi un pic, faci 8 secunde. Dar când ajungi deja la un nivel de performanță, după aia te antrenezi an la rând ca să mai dai jos zecimi sau sutimi. Deci exact așa și cu performanța de mașină. Deci când se ajunge la un anumit nivel, după aia e foarte greu să treci de pragul ăla. Am înțeles. Mulțumim pentru comentarii. Calendarul 2018 pentru viteză în coastă, ce ne rezervă? E stabilit, nu e stabilit, e propus? Există un calendar provizoriu în momentul de față propus de Federația Română de Automobilism Sportiv, care prezintă aceleași 8 etape și o propunere suplimentară, o a noua etapă, la Păltiniș lângă Sibiu. Vom vedea care va fi calendarul final, calendarul confirmat. Deci, pentru... categoric, viteza în coastă crește în România în continuare. Pentru noi, cei din vest, ne interesează cel mai mult etapa de la Reșița. Se menține în calendarul de 2018? În calendarul provizoriu afișat, etapa de la Reșița, care a revenit în calendar în 2017, va exista și anul viitor. Pentru fanii din vestul țării, da, este cea mai facilă deplasare și singura care este în această parte a țării. Și sperăm să nu fie vreo surpriză neplăcută în ceea ce privește viitorul pe termen mediu și lung al etapei de la Reșița. În 2018, teoretic, vom avea din nou o etapă de campionat național la Reșița. Foarte bine, vă mulțumim că ne-ați urmărit la Vest Motor. Dacă aveți întrebări particulare despre viteză în coastă, ne le puteți adresa la adresa de mail, care se afișează mai jos. Și vă așteptăm săptămâna viitoare pentru o altă emisiune.